Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul Dr. Croșet și în casa mea, bineînțeles. Astăzi vom lucra, de fapt vă voi explica pașii la această rochiță frumoasă. Eu i-am făcut și un pic de șliț așa într-o parte să fie chic, realizată din firul Moonlight, yarn art Moonlight și cu o croșetă de 3. Voi face în acest tutorial o mostră a modelului respectiv, voi explica toți pașii pe care eu i-am parcurs în realizarea acestei rochițe. Rochița este pentru mărimea XL și eu vă aștept să vă bucurați și dumneavoastră de un astfel de model, de o astfel de rochiță, fiindcă vă spun eu că nu este un model greu. Și cum îmi place mie să spun, să avem spor și voie bună! Și fiindcă mi-am ales firul, dragele mele, Yarn Art Moonlight, un fir de la me inclus, care îi dă o eleganță aparte, o croșetă de 3, puteți să lucrați și cu 3 și jumătate, puteți să lucrați și cu 2 și jumătate, asta în funcție de tensiunea firului dumneavoastră. Ce trebuie să facem mai întâi? Să ne luăm măsurile. Adică cât de lungă dorim să fie rochița noastră, din umăr până în dreptul genunchilor, sub genunchi, cât dorim. A mea are mai exact 102 cm. Apoi ne facem un desen, exact cum am făcut și eu aici. O circumferință la bust. Așezăm centimetru de croitorie în jurul bustului, peste sân, și vedem ce circumferință avem. Eu am 110 cm. Țin să menționez că mărimea pe care o port este 48/50 aproximativ, și la mărimile acestelalte XL. Apoi, la șolduri, am o circumferință de 120 de centimetri, așezăm centimetru peste bazin, peste burtică, da, peste abdomen, și vedem ce circumferință avem, ca să știm pe câte ochiuri să începem. Eu vă voi face o mostră la modelul de la rochiță. Modelul nostru trebuie să fie multiplu de 4. Eu personal am făcut-o din două bucăți, adică am început de jos rochița, am montat 141 de ochiuri de lanț, 140 plus 1 mai exact, da? Bun. Și am început modelul cu rânduri dus-întors, dus-întors, cât a fost nevoie până la subbraț, da? Ca mai apoi să montez ochiuri de lanț, țin la fel cont să fie multiplu de 4 și să facem de aici, din aceste ochiuri de lanț, lungimea mânecii. În cazul meu, de la subbraț, lungimea mânecii este de 20 de centimetri. Am luat măsura, deci, de la subbraț. Ca mai apoi să lucrez cu totul rânduri dus-întors cu mânecile, da? Eu am lucrat 13 cm, dar am ținut cont că voi face o încheiere în zigzag, după cum vedeți și în poză, și că voi face pe margine o astfel de terminație, cum vedeți și în poză, automat o prindere frumoasă pe umăr și automat că și de aici voi obține între 2 și 3 cm o lărgime, deci trebuie să ținem cont și de acest aspect. Dacă dumneavoastră nu doriți să încheiați cu această cusătură zigzag, haideți să o numim așa, automat că dumneavoastră veți mai înălța aici mai mult de 13 cm. Bine, acum și în funcție de circumferința brațului dumneavoastră, da?
La gât am făcut o răscroială sub formă de pătrat, după cum vedeți, ca să nu să se așeze, să putem așeza un șirac de mărgele la gât și să dăm o eleganță și mai și, și mai și, da? Bun. Acest desen trebuie să-l faceți și dumneavoastră, să vă luați măsurile ca să puteți ști pe câte ochiuri de lan să începeți. Poate nu veți lucra din același fir și nu cu același număr de croșetă. Pentru a face o mostră de model, eu am montat 31 de ochiuri de lanț, 28 care e multiplu de 4, da? Plus 3 ochiuri în plus. Deci am montat 31, fiindcă am vrut să fac exact cum am început în partea de jos. În mod normal, între aceste arcade, vedeți că sunt niște coloane. Și de o parte, deci la început, la mijloc și la sfârșit, în cazul meu. Eu aici jos, la rochiță, deci în partea de jos de la rochiță, la poale, am început, în loc de 4, cât ar fi trebuit să fie pe fiecare coloană, am început cu un grup de 6 și într-o parte și în alta, fiindcă am zis eu, când mă apropii de talie, să am de unde să fac scăderea și să fac un pic o răscroială. Fiindcă, după cum vă spuneam, la șold am 120 de centimetri, deci partea aceasta a mea ar trebui să aibă între 58 și 60 de centimetri, acum cum vă place și dumneavoastră pe corp, da? Fiindcă jumătate din 120 înseamnă 60, deci o parte din jumătate din rochiță trebuie să aibă aici 60, de la fustă de jos până în talie, și cealaltă jumătate la fel, automat, identic. Și în partea de sus eu trebuie să scad. Și din acest motiv am zis că din acest grup de 6 de pe margini pot să scad, ceea ce am și făcut, și am rămas în dreptul taliei doar cu 2 piciorușe duble într-o margine și 2 piciorușe duble într-o margină. Practic, dacă aș fi lucrat circular, să presupunem, 2 într-o parte și 2 într-o parte, ar fi format coloana de 4, deci aș fi am modelul întreg. Da? Cam așa trebuie gândit. Dacă dumneavoastră lucrați această rochiță pentru mărimea S, pentru mărimea M, puteți să începeți, eu zic, cu coloană de 4 și într-o parte și în alta și să respectați întocmai modelul pe care eu o să-l expun. Aici trebuie să adaptăm și putem jongla la scăderi, uitați, din aceste piciorușe duble de pe margină. Bun. Mai întâi de toate, după cum vă spuneam, eu pentru a face mostra, aici am desenat modelul, am montat 31 de ochiuri de lanț. Prima dată voi face, primul rând, vom face un rând de piciorușe duble. Și voi începe din ochiul 2 de lanț, introduc în ochișor croșeta, lucrez un picioruș scurt, introduc pe sub piciorușul scurt, pe sub firicelul de la piciorușul scurt, croșeta, scot fir și mai fac încă un picioruș scurt. Practic, primul picioruș care ține loc de picioruș dublu sunt 2 piciorușe scurte, unul peste altul. Și voi merge astfel în fiecare ochișor, mai apoi. Voi merge cu câte un picioruș dublu în fiecare ochișor, da? Rândul 1 este gata, rândul cu piciorușe duble. Aici de față, da? Bun. Acum, ce vom face? În primele 6 ochiuri vom face câte un picioruș dublu. Ca mai apoi să ridicăm 5 ochiuri de lanț, în ochiul 4 să facem un picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț și din ochiul 4 să facem 4 piciorușe duble. 5 ochiuri de lanț, piciorul scurt, 5 ochiuri de lanț și, în cazul mostrei, finalizez cu 6 piciorușe duble. Da? Haideți să facem foarte simplu. Și primul ochi, cum îl vom face?
un picior, un ochi de lanț în primul ochișor, un picioruș scurt, introduc pe sub firicelul de la piciorușul scurt croșeta, scot fir și mai fac încă un picioruș scurt. Și apoi merg în continuare, al doilea picioruș dublu, al treilea picioruș dublu, al patrulea, al cincilea și al șaselea. Dacă nu avem de răscroit, putem începe cu 4. Vă faceți un pic și dumneavoastră o schemă, cum am făcut și eu, și o să vedeți că vă ajută foarte mult. Acum, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. În ochiul 4 merg și fac un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5 și din ochiul 4 încep și fac primul grup de 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, în ochiul 4, un picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, din ochiul 4 încep și fac grupul din margine, 6. Acum, un ochi de lanț, întoarcem rândul. În primul ochișor vom face cele două piciorușe scurte, unul peste altul. Bineînțeles că vom completa grupul de 6 și acum am făcut pe desen rândul 3. Deci am făcut cele 6 piciorușe duble. Ca mai apoi să fac două ochiuri de lanț, voi face în prima arcadă un picioruș scurt, mai apoi 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi face un picioruș scurt în a doua arcadă, două ochiuri de lanț și voi veni și voi face grupul de 4 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț, mă duc în prima arcadă și lucrez un picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, mă duc în a doua arcadă, un picioruș scurt, 2 ochiuri de lanț și merg și fac grupul de 4 acum, piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 2 și rândul 2 de model este gata. Haideți să facem și rândul 3, că practic modelul nostru din aceste 3 rânduri este format ca rânduri care se repet. Picioruș scurt, picioruș scurt, 6 și desenul meu ce îmi spune că pe acest rând, în arcada mare, unde avem cele 5 ochiuri de lanț, vom face 7 piciorușe duble. Dau după croșetă, mă duc direct în arcada mare și lucrez 7 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, merg direct și lucrez grupul de 4, piciorușe duble, 1, 2, 3, 4,
și acum direct în arcada mare, formată din 5 ochiuri de lanț, grupul de 7 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și încheiem direct, ne ducem deasupra grupului de 6 piciorușe duble. Și acesta este al treilea rând de model. Acum, rândul, noi aici l-am numit rândul 2, fiindcă primul rând a fost de piciorușe duble, ca să putem începe proiectul. Dar, dacă este să ne orientăm strict pe model, avem rândul 1, 2 și 3. Ce vom face acum? În continuare se repetă modelul de la rândul, pașii mai bine zis, de la rândul 1, apoi de la rândul 2, rândul 3 și tot așa cât avem nevoie, până la subbraț, unde vom monta ochiuri de lanț, multiplu de 4 și vom face rochița, vom face o bluziță sau ce dorim noi, sau o eșarfă, de ce nu, da? Haideți să facem rândul 1, încă o dată. Începem cu grupul de 6, da? După primul grup de 6, ridicăm cele 5 ochiuri de lanț, că modelul așa îmi spune, 3, 4, 5. Și fiindcă avem 7 piciorușe aici, ne vom duce în ochiul 4, 1, 2, 3, 4. Și lucrăm un picioruș scurt, astfel am format prima arcadă. 1, 2, 3, 4, 5, lucrăm grupul de 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, grupul de 5 ochiuri de lanț, îmi cer scuze, ne ducem în ochiul 4, 1, 2, 3, 4, picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5 și încheiem cu grupul de 6. Am finalizat rândul cu grupul de 6, l-am început cu grupul de 6, practic acum facem rândul 2 de model, adică 2 ochiuri de lanț, introducem croșeta în prima arcadă și lucrăm un picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, introducem croșeta în a doua arcadă și lucrăm un picioruș scurt, 2 ochiuri de lanț, lucrăm grupul de 4 și apoi repetăm și încheiem rândul. La rândul 3 de model, ce facem? Grupul de 6 în margină, grupul de 7 în arcada mare, grupul de 4 piciorușe duble, grupul de 7 piciorușe duble în arcada mare și finalizăm cu grupul de 6. Ostra este gata. Uitați cât de frumos se vede modelul. Ideal este să finalizați cu rândul 3 de model ca să avem acest rând plin cu piciorușe duble ca să putem face o terminație. Adică la cât, de exemplu, la poale, la mânecă, uitați, eu am făcut această terminație ondulată, adică grup de 5 piciorușe duble, mai apoi un picioruș scurt, iar grup de 5 piciorușe duble, picioruș scurt. Aici, după cum vedeți, în dreptul unui rând de piciorușe duble, fiindcă am marginea, da, cu grupul de 4, am făcut grupul de 5, am lăsat un rând liber, apoi am făcut piciorușul scurt. Am lăsat un rând liber, în dreptul următorului rând am făcut grupul de 5 piciorușe duble. Asta la mânecă. Pe linia umărului, la fel, ca să avem, uitați, această încheiere frumoasă și automat să-mi dea mie și lărgime la mânecă,
Dacă nu doriți, puteți să coaseți. Nu este greșit, dar eu am vrut așa să fie pe mânecă frumos. Și având ultimul rând, adică rândul 3 de model, am lucrat deasupra grupului de 7, picioruș scurt, picioruș dublu redus, 3 piciorușe duble, picioruș dublu redus, picioruș scurt. Și am mers cu piciorușe scurte. Haideți să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Ca mai apoi să urc pe grupul de 7 și să fac picioruș dublu redus, 1, 2, 3 piciorușe duble, picioruș dublu redus și să cobor cu piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Și tot așa. Și iată cum am făcut eu această terminație frumoasă ondulată. La gât, de jur împrejur, fiindcă eu aici am lăsat pur și simplu înainte de a încheia pe umăr, mi-am împărțit cât vreau să-mi las la partea din față și am o coloană de 4 modelul, coloană de 4 modelul, coloană de 4, a 4-a, a 5-a coloană. Deci am 1, 2, 3, 4, 5 coloane lăsate la partea din față. Ca mai apoi să urc pe umăr și bineînțeles pe mânecă, cu tot cu mânecă, încă un model. Uitați, rândul 1, 2 și 3. Deci vă răscroiți un pic la gât și aici am făcut grup de 5, picioruș scurt. Grup de 5, picioruș scurt. Grup de 5, picioruș scurt. 1, 2, 3, cam în ochiul 4. Am introdus 4, 3, 3 am introdus. Ca să nu încrețim lucrul, dar nici să iasă lăbărțat. Aici vă orientați și dumneavoastră. Foarte simplu. Încheierea pe lateral și sub mânecă am făcut-o sub formă de zigzag și vă voi arăta imediat. Astfel arată rochița mea. Chiar aștept să văd cum va arăta și a dumneavoastră. Eu aici în partea de jos i-am lăsat un pic de șliț. Uitați, se poate și așa. Vă sfătuiesc să vă faceți o jupă dintr-un material mai plinuț, care să pice un pic mai greu, fiindcă așa ne ascund nouă formele persoanelor mai plinuțe. Poate fi realizată, dragele mele, din orice fir, cu orice număr de croșetă, poate fi lucrată și o bluziță cu mânecă lungă. Eu ce pot să vă doresc decât să vă noiți și să mă bucur și eu alături de dumneavoastră.
atunci când veți posta pe grupul de pe Facebook Lucru Manual de prin lume adunate. Spor vă doresc și să ne revedem sănătoase la un nou proiect!